Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Excelența voastră, preasfințite Petru,
cucernice părinte vicar general Egidiu, cucernice părinte rector Benone, cucernice părinte Paru și decan de Iași, iubiți părinți concelebranți, iubiți credincioși prezenți în această seară în catedrala noastră și toți cei care ne urmăriți prin Ecce Media pe internet. Se împlinesc astăzi exact 2 ani de când urmașul lui Petru, Papa Francisc, a pășit aici, în catedrala noastră, făcându-ne o mare bucurie, eveniment rămas și va rămâne istoric, pentru că pentru prima dată în toată istoria diecezei noastre, a orașului, a Moldovei, un urmaș al lui Petru a pășit aici, pe pământul nostru. E un dar al lui Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta și la Sfânta Liturghie din seara aceasta ne vom ruga pentru Sfânta Biserică, pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru noi toți, ca să rămânem mereu uniți cu Sfântul Părinte Papa, să profesăm curajos credința noastră unică, una sfântă, catolică și apostolică. Deja cântarea de la început ne-a introdus în atmosfera aceea plină de bucurie de acum 2 ani, când Sfântul Părinte ne-a vizitat. Adunăm și celelalte gânduri și intenții bune, ca și ale cinstitorilor Sfântului Anton, pentru că astăzi este marți, toate le adunăm și în spirit de credință le așezăm pe altarul Domnului, rugându-L ca să le primească și să ne le îndeplinească spre binele nostru sufletesc și trupesc. Acum să ne recunoaștem cu umilință păcatele și să-i cerem iertare lui Dumnezeu, ca să participăm, așa cum se cuvine, la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo.
să ne rugăm. Dumnezeule, care în fiecare biserică peregrină pe pământ, arăți biserica ta una sfântă, catolică și apostolică, în bunătatea ta dă-i poporului credincios harul să rămână strâns unit în jurul păstorului său și prin Evanghelie și Euharistie să fie mereu una în Duhul Sfânt, pentru a putea arăta așa cum se cuvine universalitatea poporului tău și a fi cu adevărat semn și instrument al prezenței lui Hristos în lume. El care, fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Toată construcția se înalță ca un templu sfânt în Domnul. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, așadar, voi nu mai sunteți străini și nici oaspeți, ci sunteți concetățeni ai sfinților și oameni de casă ai lui Dumnezeu. Zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra unghiulară fiind Hristos Iisus. În El, toată construcția, ca un ansamblu armonios, se înalță ca un templu sfânt în Domnul, în care și voi sunteți zidiți, ca să deveniți o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Cuvântul Domnului. Vestiți tuturor popoarelor minunile Domnului. Cântați Domnului un cântec nou, cântați Domnului toți locuitorii pământului, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui. Vestiți din zi în zi mânătuirea Lui, vestiți printre neamuri gloria Lui, tuturor popoarelor minunile sale. Dați Domnului voi familiile popoarelor, dați Domnului glorie și putere, dați Domnului gloria numelui Său. Prosternați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați în podoabe sfinete, dansați înaintea Lui toți locuitorii pământului, spuneți printre neamuri, Domnul stăpânește.
pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, venind în părțile Cezareei lui Filip, Iisus i-a întrebat pe discipolii săi zicând: cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei au spus: unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre profeți. El le-a spus: dar voi cine spuneți că sunt? Atunci Simon Petru a luat cuvântul și a zis: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus, luând cuvântul, i-a spus: fericit ești, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți zic, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri, iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Cuvântul Domnului. Să fie Iisus Hristos. Iubiți frați și surori în Domnul, trăim acest moment plin de bucurie și de recunoștință, prin care dorim să ne întoarcem prin Sfânta Liturghie pe care o celebrăm într-o manieră vie, la o experiență prin care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toți.
Ne întoarcem la evenimentul vizitei Sfântului Părinte în România și în mod deosebit aici la Iași, de acum 2 ani de zile, așa cum ne întoarcem într-un loc de unde știm că putem găsi mereu hrană, putem să găsim putere, răspunsuri la întrebările noastre, liniște în momentele de dificultate. Cineva a comparat acele 3 zile ale vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în România cu niște exerciții spirituale la nivel național. Chiar dacă ne-am dat seama sau nu ne-am dat seama, cu toții am putut trăi niște exerciții spirituale. Fiecare zi a vizitei Papei, fiecare moment de rugăciune, fiecare discurs, fiecare întâlnire reprezenta o întâlnire cu Dumnezeu și de aceea un loc de unde noi putem afla har, pace, încredere, adevărate exerciții spirituale. Și de aceea ne face bine să ne întoarcem la cele exerciții spirituale ale vizitei Papei la noi în România și în mod deosebit aici la Iași. Ne întoarcem acolo ca la un dar primit de la Dumnezeu, așa cum spunea și Preasfințitul Iosif la începutul Sfintei Liturghii. Și aș vrea să vă propun ca împreună, în câteva clipe, să medităm asupra întâlnirii de aici, de la Iași, pornind de la 3 cuvinte, care sunt 3 mișcări esențiale ale sufletului nostru. 3 exerciții spirituale vitale pentru o viață de credință. A recunoaște, a fi recunoscători și a fi responsabili. Darul pe care l-am primit cu toții prin vizita Sfântului Părinte Papa Francisc la Iași are nevoie să fie mereu recunoscut, să recunoaștem darul pe care l-am primit, pentru ca apoi să devenim recunoscători și astfel acea recunoștință trezită în inimile noastre să ne cheme să devenim responsabili. Toate aceste cuvinte, a recunoaște, a fi recunoscători, a deveni responsabili, vedeți, încep cu acest prefix re, care ne spune despre o întoarcere, despre o repetare, despre o mișcare esențială a vieții noastre, așa cum este respirația. Avem nevoie să ne întoarcem pentru a reitera lucrurile esențiale ale vieții noastre. Printre acestea, cred că se află și darul întâlnirii Papei Francisc cu noi aici, la Iași. În primul rând, vă propun să plecăm în această călătorie cu cele 3 cuvinte, plecând de la experiența însuși a Papei Francisc. Și de aceea vă propun această imagine, pe care cu siguranță deja o cunoașteți foarte bine, a bătrânei Anica Iancu din Bârzulești, cu acel copil pe care i l-a încredințat Papei spre binecuvântare. La sfârșitul Sfintei Liturghii puteți găsi imagini cu tocmai această fotografie și cu textul pe care Sfântul Părinte Papa a dorit să-l transmită atunci când a recunoscut, în primul rând, un dar pentru el. În călătoria sa spre piața, spre scena din fața palatului, a recunoscut în acele 2 chipuri un dar de la Domnul. Apoi a fost recunoscător pentru acest dar, pentru că ni l-a spus și nouă, ni l-a transmis tuturor. Dar nu l-a transmis doar câteva minute mai încolo, ci a meditat la el și după un an și ceva a dorit ca acest dar să fie imprimat și să devină un dar dăruit tuturor. Adică a devenit responsabil față de darul pe care l-a primit, față de recunoștința pe care a simțit-o și a dorit să transforme acel moment, acel dar, într-un lucru valabil pentru toți, într-o experiență oferită tuturor. Cu toții cred că știm în mare parte despre ce este vorba. Când a observat chipul acestei bătrâne cu un copil în brațe, a văzut o icoană a unui pasaj din Sfânta Scriptură. Cartea profetului Ioel ne vorbește despre o profeție. Când Duhul lui Dumnezeu se va coborâ, bătrânii vor visa visuri, iar tinerii vor avea viziuni.
Un text la care Papa Francisc ține foarte mult. Și ce s-a întâmplat atunci? O profundă comuniune sau comunicare spirituală dintre un text din Sfânta Scriptură pe care îl avea în inimă și o imagine pe care el a văzut-o în mulțime. A recunoscut darul lui Dumnezeu pentru el. Apoi acest dar a devenit recunoștință, pentru că a spus tuturor, nu puteam sau n-am avut curajul să-i aduc aici pe scenă, dar trebuie să vă spun ce am trăit. A mărturisit acest dar, devenind recunoscător. Și foarte interesant, ne spune un site foarte apropiat de ce se întâmplă în Vatican, Vatican Insider, că un an și două luni după ce s-a întâmplat la Iași pe 1 iunie, un an și două luni după aceea, Sfântul Părinte Papa a făcut o vizită inopinată la librăria sau casa la editurii Vaticane. Gândiți-vă, este editura statului Vatican. S-a dus el însuși în persoană acolo pentru ca, împreună cu responsabilii de redacție, să ajungă la această imagine pe care voia apoi să dăruiască tuturor persoanelor pe care el le va întâlni. Deci el însuși a mers, gândiți-vă la tipografie, și a spus, eu vreau această imagine cu acest text. Și un an și două luni după aceea, știm cu toții, în septembrie, au apărut foarte multe știri și la noi, în România, despre cum Papa nu a uitat de Iași. Nu neapărat că n-a uitat de Iași, n-a uitat de această bătrână și de acest copil. A devenit atât de recunoscător încât a fost și responsabil. Așadar, a recunoaște, a fi recunoscători și a fi responsabil. Experiența Sfântului Părinte Papa cu noi, cu cineva dintre noi. Cum am putea prelua noi această experiență în propria noastră viață? În primul rând, recunoscând darul pe care l-am primit. Despre ce dar este vorba? Am ascultat în Evanghelie una dintre paginile cele mai frumoase. În Evanghelia după Matei, capitolul 16, este prima și cea mai importantă mărturisire de credință din Evanghelie. Este mărturisirea de credință a Sfântului Petru. La întrebarea lui Iisus, voi cine spuneți că sunt eu? Petru, inspirat de Tatăl Ceresc, spune, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este un text atât de important încât Sfânta Biserică n-a dorit doar să ne-l transmită prin Evanghelie, prin Cartea Sfântă a Evangheliilor. Este un text atât de important și un moment atât de vital pentru viața Bisericii, încât însuși Iisus a dorit să ne dorească o persoană care să aducă aminte de acest episod. Pentru că acele cuvinte, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și răspunsul lui Iisus, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, au devenit o persoană, un dar, primatul Sfântului Părinte Papa. Rolul Sfântului Petru și a tuturor succesorilor săi de a fi piatră pe care se construiește biserica. Această piatră e o mărturisire de credință, care nu vine din bunătatea și din bravura Sfântului Petru, ci vine de la însuși Tatăl Ceresc. Tatăl ți le-a descoperit. Ori aceste cuvinte sunt vii în Sfântul Părinte Papa. Comoara cea mai mare pe care orice succesor al Sfântului Părinte Papa are să ne dăruiască creștinilor, catolicilor, este tocmai această mărturisire de credință și cuvintele lui Hristos. Am putea spune că cuvintele Mântuitorului sunt încrustate în inima Sfântului Părinte Papa. Și oriunde merge, dă posibilitatea tuturor creștinilor, catolicilor, să intre în răspunsul său de credință. Să simtă cum acele cuvinte aparțin și lor și astfel să trezească în ei același răspuns. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Tu ești împlinirea tuturor așteptărilor noastre. Tu ești plinătatea lui Dumnezeu. Noi nu putem dori mai mult. Iată care este darul pe care l-am primit. Primindu-l pe Sfântul Părinte Papa. Am primit această pagină din Evanghelie devenită persoană.
Ori să-i cerem Domnului ca să recunoaștem darul primit. Și asta înseamnă a face ca acele cuvinte ale Sfântului Petru, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să devină cuvinte vii și pentru fiecare dintre noi. A simți cum întrebarea Mântuitorului, dar Tu cine spui că sunt eu, este adresată fiecăruia dintre noi și să-i răspundem cu Petru, împreună cu Papa. Darul de a fi împreună cu Papa. Asta înseamnă darul de a avea credința lui Petru. Așadar, să recunoaștem darul. În acest sens, care sunt întrebările, cuvintele care s-au născut în noi, întâlnindu-l pe Papa, această persoană memorial a unei pagini din Evanghelie? Apoi, al doilea pas, a fi recunoscători pentru darul primit. Ori noi devenim recunoscători de obicei amintindu-ne și vorbind despre un lucru pentru care suntem recunoscători. De exemplu, noi la Sfânta Liturghie avem în centrul liturghiei o rugăciune numită rugăciune de aducere de mulțumire, rugăciune euharistică. Știți ce stă în centrul aducerii de mulțumire? Aducerea aminte, memorialul. Faceți aceasta în amintirea mea. Pentru noi, a fi recunoscători înseamnă a ne aduce aminte, a aduce în amintirea noastră, într-o manieră vie, ceea ce contează, ceea ce e esențial. Și de aceea, vă întreb și mă întreb, ce stă în amintirea noastră din acea zi, de pe 1 iunie? Care este imaginea, cuvântul? Haideți să spun așa, dacă noi am fi avut posibilitatea, chiar dacă nu avem o editură la dispoziție, dacă noi am avea posibilitatea de a alege o imagine și un cuvânt de la Sfântului Părinte Papa, de aici, de la noi, care ar fi această imagine și acest cuvânt? Nu este doar ceva așa trecător, este un adevărat exercițiu spiritual care ne va conduce să înțelegem cum Hristos ne atinge. Pentru că atunci când Petru vine la noi, este vicarul lui Hristos. Dintre toate răspunsurile vă propun unul posibil, care a devenit poate și mai evident în urma acestui un an și jumătate de pandemie, în care ne-a lipsit, cred că tuturor, folosirea unuia dintre cele mai importante simțuri ale noastre. Simțul contactului, simțul tactil, al atingerii. Cât de mult ne-a lipsit să ne îmbrățișăm prietenii și familia. Cât de mult ne-a lipsit și ne lipsește încă să dăm pacea cu celălalt la Sfânta Liturghie. Cât de mult ne-a lipsit când nu puteam veni la biserică să avem contactul cu trupul lui Hristos. Sfântul Bonaventura spunea că acest simț tactil este cel mai spiritual dintre simțuri. Pentru că el ne conduce să înțelegem că Dumnezeu s-a făcut trup și a vrut să ne atingă. Și atingându-ne să ne mântuiască. De aceea să ne întrebăm, ce ne-a atins pe noi atunci pe 1 iunie? Ce ne-a atins inima? Ce ne-a atins sufletul? Personal, m-au atins foarte mult atingerile Papei. În sensul că am observat cât de mult el insista în a atinge persoanele. Cât de mult a rupt protocolul mergând spre oameni, spre bolnavi aici în față, impunându-și mâinile asupra lor. Cum și-a lăsat furată o îmbrățișare din partea unui tânăr cu dizabilități chiar aici în față. Cum s-a lăsat îmbrățișat de acei patru copii în fața palatului. Cum a sărutat crucea cu care ne-a binecuvântat aici. Cum a sărutat engolpionul mitropolitului. Cum a sărutat icoana de la Cacica. Dar mai ales cum a sărutat mâinile bătătorite de muncă și de rugăciune ale bunicilor Elisabeta și Ioan. Cum Dumnezeu ne-a atins prin atingerile acestui om? Ce ne-a atins pe noi? Cum l-am atins noi pe Hristos prin acel eveniment? Sfântul Augustin spunea într-unul dintre discursurile sale că pentru noi a crede înseamnă a atinge. Și de aceea spunea bisericii, o, tu, biserică catolică, atinge-L pe Hristos prin credință. A fi recunoscători înseamnă a avea memoria, a cultiva
memoria darurilor primite, atingerilor lui Dumnezeu din viața noastră. Iar al treilea pas, orice astfel de atingere care este cultivată în recunoștința inimii, este un apel la un răspuns. Responsum, respondere, stă la baza cuvântului responsabilitate. Adică a deveni responsabil înseamnă a răspunde la ceva primit. Iar Papa ne-a spus-o asta în mod foarte clar, că este rândul nostru să fim responsabili. Adică darul primit, recunoscut, trăit prin recunoștință, să devină acțiune, să devină decizie. Și aș vrea să închei prin două sugestii ce ar putea însemna pentru noi a deveni responsabili. La nivel personal, fiecare trebuie să aleagă, pentru că amintirea fiecăruia este unică. Iconiția fiecăruia dintre noi este unică. Și atunci și alegerea de a fi responsabil este unică. Dar la nivel comunitar, colectiv, vă invit să efectiv termin gândindu-ne la această imagine. Cum tanti Anica Iancu, de fapt, a luat un copil care nu e nepotul ei. O mamă din spate căuta să pătrundă în față, dar neputând, pentru că era bulzeală mare, a căutat să dea cuiva copilul. Și atunci tantea Nica a fost dispusă să ia acel copil și să îl încredințeze binecuvântării papei. Ce înseamnă această imagine a unei bătrâni cu un copil? Este o icoană a viitorului, a speranței. Am un viitor, pot să sper. Orice copil este viitorul nostru. Cum putem noi să ne raportăm la viitorul nostru? Atât la tinerele generații, copiii și tinerii pe care avem în comunitățile noastre, dar și la viitorul nostru personal, adică acei germeni de bine, acei copii mici, interiori, care sunt în noi. Această imagine ne spune că înainte de toate trebuie să-i expunem binecuvântării lui Dumnezeu, să-i expunem lui Dumnezeu, să expunem bisericii, bisericii universale, înțelepciunii bisericii. Avem 2000 de ani de istorie, de spiritualitate, de bogăție. De ce nu expunem pe copii, pe tineri, cu mai multă încredere acestei bogății? Și apoi un al doilea aspect. Expunându-i binecuvântările lui Dumnezeu, viitorul nostru, dar mai ales făcând lucrul acesta împreună. Acesta e cuvântul magic al vizitei papei la noi. E foarte interesant că dacă n-ar fi fost acest gest de solidaritate a lui tante Anica, noi n-am vorbit acum despre acest lucru. Dacă tante Anica ar fi preferat să-i arate papei propriul rozariu, sau o fotografie cu cei 5 copii ai ei, sau cu nenumărații nepoți, ea nu ar mai fi avut în brațe acest copil. A făcut un gest de solidaritate. S-a gândit că viitorul ei nu este doar al ei, ci este și viitorul celuilalt. Viitorul meu, dacă eu îl gândesc doar plecând de la mine, independent de celălalt, sau mai mult, sau mai rău, în contrarietate cu celălalt, acel viitor, de fapt, va fi distrus. Dacă noi vrem să avem un viitor, trebuie să-l gândim neapărat, împreună, expunându-l binecuvântării lui Dumnezeu, prin solidaritate. A recunoaște darul, a fi recunoscători și a deveni responsabili este un har pe care să-l cerem pentru noi înșine, dar și pentru toată biserica noastră. Lăudat să fie Iisus Hristos! Fraților prea iubiți, Domnul este păstorul nostru, nu vom duce lipsă de nimic dacă îl vom ruga să-l călăuzească pe vicarul său, Sfântul nostru Părinte Papa Francisc, și să-și întindă brațul ocrotitor asupra tuturor oamenilor. Doamne Iisuse Hristoase, păstorul și capul bisericii tale, întărește biserica ta pe stânca lui Petru și arată-o lumii tot mai limpede ca semn și sacrament al unității neamului omenesc. Te rugăm, ascultă-ne!
prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, dă-i lumină și putere Sfântului nostru Părinte, Papa Francisc, în misiunea de păstor al Bisericii și ocrotește-l de orice rău. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută vicarul tău să conducă barca lui Petru prin furtunile încercărilor vieții, cu mare încredere în tine și cu atenție la semnele timpului. Te rugăm, ascultă-ne! Dă tuturor oamenilor bunăvoință și promptitudine în a primi îndemnurile Sfântului Părinte la pace și bună înțelegere. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în toți cei păcătoși căință adevărată și încredere în puterea Bisericii de a ierta păcatele în numele Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-ne să fim recunoscători față de Sfântul Părinte pentru grija sa părintească față de noi și să-i ascultăm învățăturile și îndemnurile cu fidelitate și iubire. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic și milostiv, Tu ne ajuți să împlinim poruncile Tale. Te rugăm fii alături de păstorul turmei Tale iubite, pentru ca ascultarea supușilor și grija păstorului să fie darul și lucrarea Ta. Prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Celebrând memorialul iubirii nemărginite a Fiului Tău, Te implorăm cu umilință, Doamne, ca prin slujirea adusă de Biserica Ta, lucrarea Lui Mântuitoare să dea roade în lumea întreagă, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim, Domnul, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci după ce păcatul i-a îndepărtat pe oameni de Tine, Tu i-ai strâns din nou în jurul Tău, prin sângele lui Hristos, Fiul Tău, și prin puterea Duhului Sfânt. Așa cum Tu ești una cu Fiul și cu Duhul Sfânt, tot așa și Biserica este una după chipul Tău, care ești un singur Dumnezeu în trei persoane. Ea este poporul Tău Sfânt, trupul lui Hristos și templul Duhului Sfânt, spre gloria înțelepciunii și iubirii Tale. De aceea Te preamărim în Biserica Ta Sfântă, în unire cu îngerii și sfinții, și lăudăm maiestatea Ta dumnezeiască. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi
trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai îmbrădnicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vecii a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos.
Să ne rugăm. Să înflorească în această biserică a Ta, Doamne, și să dăinuie până la sfârșit credința neatinsă, moravurile curate, iubirea frățească și evlavia adevărată, după cum Tu nu încetezi a o hrăni cu trupul Fiului Tău și prin cuvântul Tău, Te rugăm să o păzești necontenit sub ocrotirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Acum o să-l rog pe părintele profesor dr. Iosif Antili să prezinte foarte pe scurt un volum omagial pe care sub îngrijirea sa l-a scos la un an de la vizita Sfântului Părinte Papa. Acum suntem la 2 ani de la această vizită și e frumos să ascultăm în câteva cuvinte ce cuprinde acest volum, iar cei care doriți eventual și nu l-ați procurat, nu știu dacă e la dispoziție acum, la ieșire sau la librăria noastră, Părintele, la ieșire din biserică, da? La fel și un CD scos recent cu toate cântările de la celebrarea frumoasă din fața Palatului Culturii, când Sfântul Părinte ne-a vizitat. Părinte Iosif. Preasfințiile voastre, cucernici părinți, dragi credincioși și stimați radioascultători. E vorba așadar despre o carte care a fost publicată anul trecut la editura Presa Bună și care se intitulează Cu Papa Francisc pe cărarea spre frați, 72 de mărturii la un an, de la prima vizită a unui papă la Iași. De ce 72 de mărturii? Ideea a fost inspirată de Biblie, de capitolul 10 din Cartea Genezei, unde în lista națiunilor găsim 72 de națiuni, exprimând așa universalitatea. S-a dorit ca prin această carte să exprimăm universalitatea trăirilor celor care au fost prezenți la acest fericit eveniment, când Papa Francisc, acum 2 ani, exact în ziua de 1 iunie, a vizitat Iașul pentru prima dată în istorie și Moldova noastră pentru prima dată în istorie. Sunt mărturii ale diferitor persoane, le-am ordonat așa, să spunem, în 8 capitole, începând cu mărturia ierarhilor, avem mărturia episcopului nostru de Iași, avem mărturia preasfințitului Petru Gergel, avem apoi mărturiile oficialilor de nivel național sau local, avem apoi mărturii de ordine ecumenic, avem apoi mărturii din partea oamenilor de cultură, ilustri a Iașului nostru, avem apoi mărturii din partea mass media, mărturii deosebit de frumoase despre felul în care cei din mass media au trăit aceste evenimente. Avem mărturii din linia întâi, mărturii ale preoților și persoanelor consacrate și mărturii ale poporului lui Dumnezeu. Ceea ce reunește toate aceste mărturii este prospețimea amintirii despre un eveniment unic care ne-a făcut pe toți din România să respirăm 3 zile un aer mai curat și să simțim în sufletele noastre trăiri înălțătoare. De aceea cred că mai ales în contextul de negativitate în care trăim acum, datorită crizei mondiale, este foarte important să ne reconectăm mental, sufletește, la evenimentele frumoase din trecut. Pentru că dacă noi ne conectăm doar la surse de negativitate, precum frica de boală,
de moarte și așa mai departe, și tot felul de frici și spaime, trăim în sufletul nostru o profundă nefericire. Dacă, în schimb, ne conectăm la surse frumoase, înălțătoare, atunci putem experimenta fericirea. Iar întâlnirea cu Papa Francisc a fost un eveniment atât de fericit. Mă gândesc la profetul Ilie, care atunci când a fost amenințat cu moartea de către regina Izabela, a fugit în pustiu și își dorea moartea. De ce? Pentru că era conectat doar la negativitate, la amenințarea cu moartea. Dar Domnul îi spune, mergi la Horeb. Și acolo la Horeb, unde erau izvoarele credinței și începutul poporului, Ilie își recapătă forța, puterea interioară, fericirea și își îndeplinește misiunea profetică mai departe. Cred că și noi, fraților, ar trebui să ne spun să ne reconectăm la acele evenimente din trecut când am experimentat liniștea, libertatea interioară și ne simțeam atât de bine. Se vorbește astăzi adesea de noua normalitate, cu măști, cu distanțare fizică, etc. Aceasta este o situație tranzitorie, dar nu va deveni niciodată normalitate. Normalitatea a fost, este și va fi când, de exemplu, Papa poate să vină la Iași, la București, la Șumuleu Ciuc sau la Blaj, iar oamenii, fără să le fie teamă că se vor atinge unii de alții, apropo de mesajul atât de frumos al predicii Părintelui Daniel, iată, oamenii pot fi împreună, udați de ploaia binefăcătoare din cer și mângâiați de razele soarelui. Aceasta este normalitate. Cred că citind o astfel de carte cu niște mărturii foarte frumoase, puteți să vă regăsiți sau putem să ne regăsim liniștea dinainte și să regăsim drumul acolo unde l-am pierdut cumva acum mai bine de un an și jumătate în urmă. Amintesc faptul că editura Presa Bună oferă această carte, care e o ediție de lux, la un preț foarte bun, scăzând 35% timp de o săptămână. Deci după liturghie sau în săptămâna aceasta puteți găsi cartea la un preț foarte bun. O carte valoroasă prin mărturiile pe care le conține, dar și prin frumoasele fotografii realizate de domnul Adrian Cuba, care e prezent aici în biserică. Da, în definitiv e o carte despre acea zi minunată când Sfântul Părinte, Papa Francisc, a venit aici la noi, la Iași, în acea zi cu ploaie și cu soare, în acea zi în care catolici, ortodoxi și protestanți, în fața Palatului Culturii, au cântat din toată inima Hristos a înviat, în acea zi în care Dumnezeu parcă a despicat norii și din înălțimea cerului și-a privit fiii, ne-a privit pe noi și a fost fericit să ne vadă pe toți împreună, să mergem împreună. De asemenea, cum a menționat și Preasfințitul, avem și un CD îngrijit de către Părintele Anteluca Ciprian, care conține cântările de la vizita Papei Francisc la Iași. Iată că și muzica vă va putea ajuta sau ne poate ajuta, cum spuneam, să ne reconectăm la acel fericit eveniment, la acea minunată surpriză a Duhului Sfânt de care am avut parte. Vă doresc audiție plăcută și vă doresc o lectură plăcută a acestor două cărți care ne amintesc de acel minunat moment. Mulțumim, Părintele Iosif. Acum rugăm pe Preasfințitul care a făcut posibilă vizita Sfântului Părinte aici împreună cu un alt Preasfințitul Aurel, care acum este mitropolit de București, să ne spună câteva cuvinte. Preasfinția voastră, Părinte Episcop Iosif, cernici părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși din catedrală și uniți cu noi prin intermediul mijloacelor de comunicare. Două scurte
experiențe pe care le-am trăit cu această binecuvântată ocazie. Sigur că multe au fost, dar au fost acum două, la vizita PAC. Am plecat de aici, de la catedrală, pentru a-l întâmpina, pe ploaie. Nu începuse așa cum am auzit că a fost când am fost în piață. Atunci, și când am ajuns la aeroport și a coborât avionul, a ieșit papa din avion. Sigur, în jur era lumină. Întorcându-ne spre catedrală, am văzut că se face lumină. Și sigur că acest lucru mi s-a părut că e totuși un gest care Dumnezeu a vrednicit pe Sfântul Părinte să se bucure aici cu cei din piață, cu noi, cu toți. Și al doilea, atunci când Papa a văzut această imagine, eram și eu în spate, așa cum știți, a ezitat un pic, a voit să oprească pe cel care conducea mașina, însă, spune el chiar și la cuvântul său, a trecut și trecuse deja și s-a oprit, n-a mai insistat. A rămas impresionat. Lucru care l-a făcut pe drumul de la aeroport, aici și de aici la aeroport, să mă întrebe pe mine, de unde aveți voi și cum aveți voi atâtea familii, asta am mai spus. Și cum de aveți atâția tineri, seminariști, preoți, persoane consacrate? Cum se explică? Și am dat două răspunsuri scurte. Una răspuns. Am avut și avem familii cu adevărat, familii binecuvântate. Cu mulți copii. Apoi am avut martiri mulți, între care episcopul pe care l-a vizitat, l-a onorat aici în catedrală și a aprobat să intre și în catedrală, deși nu era prevăzut, ca să-l cinstească pe episcopul nostru fericit Anton. Și sigur, să întâlnească și pe preoții noștri, unul dintre cei mai în vârstă și unul dintre cei mai tineri, reprezentându-i pe toți. Sigur că nu era prevăzut cu discurs, dar n-a putut să nu spună așa cum poate ați fost mult, câteva cuvinte. După această vizită, întorcându-se la Roma, am rămas surprinși că doar în câteva zile a trimis tuturor câte o scrisoare de mulțumire. Și, sigur, sunt câteva rânduri pe care vreau să vi le citesc. La întoarcerea din călătoria apostolică în România, doresc să exprim preasfinției voastre, episcopului auxiliar, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor laici, mulțumirea mea profundă pentru primirea plină de afecțiune și pentru atenția cu care ați pregătit vizia la Iași. Întâlnirea cu tinerii și familiile a fost o sărbătoare a bucuriei și speranței și mi-a permis să vă cunosc personal ca popor al lui Dumnezeu, atât de viu și de angajat în mărturisirea credinței, în bogăția diferitelor generații. Domnul să vă păstreze credincioși și plin de zel apostolic, iar eroicul exemplu al înaintașilor voștri, în special al fericitului martir Anton Durcovici, să însoțească și să susțină slujirea voastră față de biserică. Vă însoțesc cu rugăciunea mea pentru ca să perseverați plin de curaj, mărturisind tuturor iubirea milostivă a Domnului. Rugați-vă și pentru mine. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze
și Maica Domnului de la Cacica să vă ocrotească. În Hristos cu dragoste frăcească, Franciscus. 8 iunie 2009. O bucurie imensă pentru noi, cum a fost și o bucurie pentru Sfântul Părinte. La cuvântul de salut la început, Părinte a binevoit, ne anunță și ne-a încredințat în timpul acestei întâlniri acest potir care rămâne aici ca o amintire mereu când se celebrează Sfânta Liturghia. Un dar al lui să se împlinească ceea ce spunea Părintele la predică și sigur că să se împlinească ceea ce dorește și Preasfințitul Iosif și dorim cu toții, ca să rămânem cu Sfântul Părinte într-o mare familie. Nu exclude pe nimeni. Cei de aici, din familia noastră, din Moldova, dar și din România, și pe toți pe care El îi reprezintă. Vă mulțumesc, Dumnezeu să-L ocrotească pe Sfântul Părinte și cine știe, când va mai putea veni, noi ne rugăm pentru El. Mulțumesc! Îi mulțumesc și Preasfințitului pentru aceste cuvinte frumoase și mai ales îi mulțumim pentru toate eforturile pe care le-a depus, demersurile pe care le-a făcut împreună cu Preasfințitul Aurel pentru ca să avem parte de această bucurie, de această vizită istorică a Sfântului Părinte. Mulțumesc preoților de la seminar în frunte cu Părintele Monseniorul Rectorul Seminarului Benone pentru prezența lor în această seară la Sfânta Liturghie, Părintelui Daniel în mod deosebit pentru cuvintele frumoase, pline de pătruns sufletesc de la predica de astăzi și tuturor preoților participanți la Sfânta Liturghie, dumneavoastră tuturor și celor care ne-au urmărit în transmisie directă prin Ercis Media, video și audio, și de asemenea, pentru că, sigur, nu trebuie să uităm că astăzi este 1 iunie, alături de vizita Papei, pe care am retrăit-o acum, este și ziua copilului, astăzi, aceleași mijloace de comunicare, Ercis Media, au făcut cunoscut acest lucru printr-un program special. Adresăm tuturor copiilor din dieceza noastră, din țară, din lumea întreagă, un călduros și sincer la mulți ani și pentru că toți suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute pe toți să trăim asemenea copiilor în raporturile noastre cu El pentru a dobândi într-o zi împărăția cerului. După binecuvântare, Părintele Paroh Paul Budău și decan în același timp și, sigur, după ultima cântare, va face și devoțiunea în cinstea Sfântului Anton, că o parte dintre dumneavoastră, probabil că au venit special, neștiind poate de această celebrare specială, au venit să ceară mijlocirea Sfântului Anton. Au această posibilitate la sfârșit. Vă rog să vă ridicați acum pentru binecuvântare. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Thank you.
Rugăciune de încredințare către Sfântul Anton de Padova. Sfinte Antoane, între toți Sfinții lui Dumnezeu, Tu ai fost înzestrat cu o putere deosebită pentru a ocroti și a ajuta pe toți cei care și-au pus nădejdea în Tine. Dumnezeu ți-a dat chiar puterea de a învia morții, de a reda celor orbi vederea și celor bolnavi sănătatea, astfel încât toți cei care au alergat la Tine au simțit mângâierea sprijinului Tău. Această grijă a Ta față de suferințele oamenilor ne umple și pe noi de încredere sfântă, cu care alergăm la bunătatea Ta cerându-Ți ajutor. Pentru dragostea Ta înflăcărată către Iisus, care a voit să coboare în brațele Tale sub chip de prunc ceresc, și pentru iubirea Ta gingașă față de Maria, mama lui Iisus, Te rugăm, arată-Ți acum puterea Ta cea mare și ajută-ne. Tu ești tăria noastră în suportarea pagubelor, în nenorocirile care ne lovesc, în întristările sufletești, în boli și lipsuri, în necazuri și ispite de tot felul. Fii deci lângă noi când patimile ne răscolesc sufletul și când Duhul cel rău uneltește împotriva sufletelor noastre ca să le piardă. Sfinte Antoane, Te rugăm, ajută-ne în toate lipsurile trupești și sufletești. Alină și mângâie sufletele noastre în orice strâmtorare, pentru ca, îmbărbătați de Tine, să primim cununa biruinței de la Dumnezeu în slava veșnică a cerului. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Sfinte Antoane de Padova, Sfinte Antoane de Padova, Sfinte Antoane de Padova. Dacă-ți trebuie ajutor, să te rogi încrezător, alegându-L de patron pe slăvitul Sfânt Anton. Cei săraci nedreptățiți, cei bolnavi și chinuiți, mângâiere își găsesc la acest patron ceresc. Mari de necrezut, mulți prin el au obținut, pentru sprijinul primit, pe cel sfânt l-au preamărit. Slavă fie Tatălui, preamărire Fiului, Duhului cel Sfințitor, cinste în vecii vecilor. Roagă-te pentru noi, Sfinte Antoane de Padova.
Să ne rugăm, Doamne Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care o îndreptăm spre Tine prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, păstor și învățător al Bisericii Tale. Dă-ne, Te rugăm, ajutorul trupesc și sufletesc, pentru ca la sfârșitul vieții noastre pământești să Te putem lăuda împreună cu El și cu toți Sfinții Tăi în vecii vecilor. Sfinte Antoane de Padova, Domnul să fie cu voi. Prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.